Ce căldură vine. Și ai fost și ai făcut într-o pâine trei. Trei ce? Trei ce vrei tu. Trei cutii de bere, trei margarină, Delma, ce vrei tu. Ești cântăreț? Eu nu. Sunt muist de meserie. Bine, eu, da, din asta îți câștige existența? Da, doar că o fac în leasing și am, adică pe plan profesional ajung departe, știi? Adică pot să iau muie în leasing, știi ce zic? Tu ce domeniu de activitate ai? Zici că ești cocker spaniol. Cocker, nu știu ce e la cocker spaniol. Este o rasă de câine care seamănă așa cu tine, știi ce zic? Adică așa te-am asociat eu. Am înțeles. Da, nu cunosc specia respectivă. Programator. Ce programezi? Băi, deci să nu-mi zici, gata, tu ai programat cina ta de taină. Să vede. Tu l-ai servit, tu l-ai servit pe Iisus la masă. Serios, ești bătrân rău. Programator. Băi, eu ești sunt Iisus. Ești morții mătii din cadru că-mi zice misiunea. Mi-ești pula morții tăi de găină, de Giurgiu ce ești. Scuze. Avem paraziții ai... spate. Ai emisiune? Da. Am înțeles, deci eu sunt live acum. Salut Al Capone, te pup. Am o întrebare, dacă... scuze un pic, citesc un gom. Am o întrebare, dacă nu te supără, de ce nu îți ții, frate, ochelarii, nu mai te crești? Băi, Al Capone, te pup, fratelor, nu-mi ții ochelarii pentru că îți dai seama, m-am obișnuit așa și pe stradă și asta, decât să mai aud și asta, ochelari cu 4X sau cum să zice asta, știi ce zic. De ce te trebuie așa? Nu văd deloc, am miopie. Da. Ia spune domnul programator, te pup Al Capone, te pup și chiar vreau să-mi iau ochelari. Donați să-mi iau ochelari. Așa, din ce comună faci de râs? Ce comună fac de râs? Da. Deocamdată București. Să nu mai spui la nimeni. Ai așa un fundal de zici că ești amintiri din criptă, nu știu, e spooky rău de tot. Fundalul ăsta al tău, nu știu, zici că ești vreo sectă de asta, nu știu, deci ceva, e ceva straniu se întâmplă cu tine. Îți mai trebuie o ală cu sarmale tatuată pe perete, zici că ești guru să mare familie. Da, mă, dar nu vreau rău nimănui, stai niște. Nimeni nu vrea rău nimănui și ca interacționăm aici, ce dracu vrei să faci? Nu știu, eu cred că există oameni care vor rău altor oameni. Acum nu știu. În general, lumea niciodată nu se va termina din pricina oamenilor răi. Se va termina din pricina oamenilor buni care văd oamenii răi și nu fac nimic în legătură cu asta. Oamenii răi sunt oameni răi pentru că n-au cultură generală sau nu au ajuns la levelul care și l-au dorit vreodată. Înțelegi? Mm-hmm. Și clar devii un om rău. Dar nimeni nu se naște rău sau bun. Te formezi așa. Depinde. Fiecare om care e rău e o victimă a sistemului și a înțeles greșit povestea și ideile și... Pula mea, nu-ți mai transform, că știi tu despre ce vorbesc acolo, să vede câte ce capul. Ești programator. Poți să programezi și mie gândacii de la bucătărie, să nu mai vină în bucătărie să cât gândesc mai? Bă, nu știu ce gândaci ai tu acolo, nu știu. Scuză-mă un pic, te rog frumos. Special pentru ăștia cu invidie, Mihai Donose s-a primit 20 de pauze. Vino încoace, futu-ți gura, mătică, m-a întrebat ăștia ce înseamnă o găină de Giurgiu, vino încoace. O găină de Giurgiu este prietenul meu din copilărie. De la București, aici să te vadă în cameră. Uite-te în cameră. Aici, ai cameră. Așa. Asta este o găină. Da, da. De București. Păi n-auzi că ești găină de Giurgiu, cum te-a făcut lumea. Hai, de drum, deci. De M6. Dacă îți dau un croșeu să moară 2-3, dacă nu mori. Te pup, băi, Panaramă. De Panaramă, bă, părnaia, uite că pentru ăștia care au invidie. Da, fratelor, și în timpul liber, cu ce-ți ocupi timpul, în afară de programator? Încerc să supraviețuiesc, nu știu, mi-ai pus o întrebare foarte grea. Am înțeles. Îți trebuie diploma de bac la chestia asta, nu? Nu, diploma de bac o am deja. Nu m-a ajutat cu mare lucru nici diploma aia. Dar sunt curios cu ce te ocupi tu. Sincer, cu ce mă ocup, sunt un fost golan neoș de stradă, cu un trecut foarte dubios, care am făcut foarte multe chestii și acum am îmbătrânit, am 40 de ani și încerc să educ internetul ăsta și să-l aduc într-o oarecare direcție, să nu se greșească cum am greșit eu și să culeagă faptele bune care le-am făcut și nu alea rele și nu știu dacă e bine sau nu, încerc să văd ce iese, pula mea.
Am o experiență de Să stradă înțeleg foarte mare. că ești pasionat de psihologie. E corect până acum? Nu neapărat sunt pasionat de psihologie. Singura mea ședință de psihologie a fost sărăcia și viața. Astea sunt practic, știi E ce zic? normală chestia asta. Suntem români amândoi. Noi în Nu, 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 e România știm greșit. ce e. Tu ești român? Eu Da, sunt tu. un descendent mai evoluat al țiganilor. Sunt un sunt un fel de Nu mă las și în pușcărel. pula mea, n-ai crescut în România Ba sau da, am ce? crescut în Păi România. și atunci și pușca mea, ești român, lasă-mă cu vrăjala asta că ești țigan sau că, nu, la mine nu merg Mă prostiile astea. bucur, Te pup Al Capone, să fie și mai multă invidie. Te salut Al Capone în America, te pupăcesc fratelo. Numai bine, să fii sănătos. Da, îmi donează oamenii bani aici. Și cum te numești? Că nu am uitat să... Am uitat să te Alex. întreb. Alex? Alex. Alex și atât? Alex, punct, nu știu, sună nașpa. E doar, nu, Alex e suficient. Cine a hotărât că e suficient? Pentru mine Alex n-a fost Eu am suficient. hotărât. Păi da, dacă eu te întreb, pentru mine nu e suficient Alex. Problema ta. Am înțeles. Acum tu văd că vorbești cu mai mulți oameni în Da, același vorbesc timp într-un live, și dacă te deranjează și ești într-o postură nasoală sau nu ți se pare așa, sunt urmărit, mi se spune Ferraru, 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 sunt urmărit de un anumit, am acaparat prin limbajul meu acid un public nu tocmai ortodox, sunt formați din pești nenorociți, întrerupi, hoți, infractori. ți se spune Ferrari de 3 ori? Da, ca la dedicații, ca la manele. Ferraru, 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 așa îmi place mie, știi ce zic? Bine, mă. Da. Eu nu am ce să-ți ofer. Deci, în Tu afară de ce vorbesc aici, asta e tot. Am înțeles. Ce să zic? Sunt curios mai departe, în afară de meseria asta care faci aici. Da? Zim ce mai știi face. Te pup Bogdan Vaticanu și îți mulțumesc foarte frumos pentru donație. Am un magazin foarte mic de care se ocupă familia, așa, și am niște dube la Cargus, sunt subcontractor la Cargus. Am angajat niște șoferi și sunt subcontractor la Cargus. Înțelegi? Fac curierat în principiu, știi ce zic? Și asta este part-time care văd că merge oarecum foarte bine până la ora asta, știi ce zic? Adică n-aș vrea să o fac practic de mult. Îmi vând ideile unor oameni care nu care n-au idei. Facem un schimb de idei, un fel de masonerie online, că asta reprezintă și masoneria, schimbul ăsta de idei. Masoneria? Asta reprezintă masoneria? Da, din punctul meu de vedere, da, am niște prieteni care sunt masoni, nu pot să dau numele, și practic, tu ești matematician, ești cel mai bun la asta, da, tu ce ești? Tu ești golan de stradă, ești cel mai bun la asta, da, tu ce ești? Fizician, tu ce? Să strâng și nu ca în lumea noastră să bârfește, ei schimbă ideile între ei una alta. Și pe aia vin fragmasonii, iluminati și iată că gradele care sunt. Nu stau acum să dezbat subiectul ăsta într-un minut care e foarte, foarte mare. Băi, ești bio, ești pe borcan, ești... Să înțeleg că ești anti-COVID sau ăsta gen anti Nu sunt anti pula. nimic. Sunt anti-inflamatoriu. Sunt Nu sunt anti nimic. Ce bei acolo? Poți să te întreb? B. Și de ce bei din borcan? Te face să pare altfel sau îți place ție să fie altfel? Nu am avut bani de altceva și dar am avut borcane, am avut niște Gata, castraveți gata, gata. murați Am înțeles. și Era ca și o glumă sau e o realitate crudă? nu, asta e realitatea. Păi da, pentru că sunt foarte mult. Se vede că ești un băiețaș deștept și îți merge capul. Problema este că valorile la noi în țară mor și uite, exact, e un exemplu foarte bun că ne-am întâlnit noi doi în seara asta. Eu sunt pentru mulți dintre ăștia o scursură sau pentru sistem o scursură, înțelegi? Și n-am nimic la bază. Sunt oameni ca tine care au învățat anumite chestii și au studiat niște școli și nu o duc atât de bine ca mine. Înțelegi ce vreau să spun? Și au niște baze. Înțelegi? Pentru că la noi este apreciat interlopismul, șmecheria, vrăjeala, tăurismul. Ai înțeles nici de cum lucrurile astea. Cam asta este ce vrei să zic. Fiecare cu norocul lui în viață.
Și pe tine te mulțumește asta? Sincer, nu mă mulțumește, dar câteodată stau și mă întreb de ce fiecare a primit. Viețile nu se compară între ele în lumea asta. Ce e dat să se întâmple, e dat să se întâmple, ce e dat să fie așa, e dat să fie așa. Cineva, când a pus. Nu, nu sunt pe filmul tău. Ascultă-mă un pic până la capăt și după aia ai dreptul să-mi dai o replică. Părerea mea este că ceea ce ți-a dat ție să înțelegi în viața asta, nu mi este dat și mie. Fiecare om are o linie. Ai înțeles? Anumite etape. Din punctul meu de vedere vorbesc. Am înțeles, ești credincios, ok. Da, sunt foarte credincios. În Păi, inima mea sunt nu. foarte credincios. Tu nu ești credincios, ești ateu? Absolut. Tocmai asta și încerc să fac aici și cu toți oamenii ăștia, pentru că îndobitocirea omului s-a făcut și mai ales acum cu noua generație, generația asta alfa, care asta încearcă să facă sistemele, să te îndobitocească. Când nu mai crezi în nimic, ești nimic și ești ușor de manipulat. Părerea mea. Când n-ai niște reguli, nu? Religia a ținut de atâția ani balanța asta, religia Am și înțeles știința. și dacă crezi în chestii cretine, asta e ok? E de dus mai departe? Depinde la ce înțelegi tu prin cretin. Pentru că viziunea asupra lucrurilor cu toți Ia, oamenii e ia, ia, diferită. explică-mi și mie credința asta, tu crezi în Dumnezeu? Hai că și eu am fost credincios, nu e ceva nou Dumnezeu. sub soare. Ai fost credincios de ce ai vorbit la domeniul trecutului. Dumnezeu, pentru mulți dintre noi, este un sinonim al puterii. Din punctul meu de vedere. Dumnezeu este un sinonim al puterii. Și fiecare. Noi n-am știut să definim puterea asta. Dumnezeu. Ai înțeles? Ba Odinezeu. da, noi am știut să definim foarte bine, am definit-o în N feluri. Am definit-o Da, în foarte multe îl feluri. cheamă Iosua Navis, Iahve, îl cheamă mai multe feluri. Nu Da, bun, contează. da, uite că am definit-o. Deci, atenție la ce vorbești, vezi că eu Eu știu că ascult aștepți aici. greșeala, nicio problemă. Eu încerc să-ți dezbat ție. Nu sunt într-o oarecare măsură să pot să zic, mamă, sunt un purtător de cuvânt al bisericii. Nu. Îți spun doar ce cred eu și o părere. Este ceea ce cred eu, fix doar ce cred eu. Nu trebuie să fie ca mine. Înțelegi? Așa, problema asta în felul următor. Credința există în fiecare om. Nu te naști nici rău, nici bun. Tu alegi. Balanța în viață. Tu ești propriul tău echilibru. Cea mai mare luptă o duci cu tine însuți. Părerea mea. Ai înțeles? Și dacă tu știi să dezvolți binele din tine mai mult decât rău, atunci câștigi. Din punctul meu de vedere. Pentru că chiar dacă faci bine unui om și el îți face rău înapoi, omul acela care ți-a făcut rău înapoi, el nu face altceva decât să păcălească momentul și timpul. Ai înțeles? Tu vei rămâne Ești la fel și la fel. foarte, foarte leneșești. De ce? Deci, în primul rând, vorbeam de credință. Tu mi-ai Așa. dat-o aici deja pe altă direcție. Așa. Păi nu, ca să te aduc într-un punct, trebuie să-ți ofer Dar alt nu detaliu. trebuie să mă aduci în alt punct, că nu vorbești cu o maimuță aici. Păi, Eu dar știu cine a zis că despre. vorbesc cu o maimuță? Nu vorbesc cu o maimuță. Dar mi-ai vorbit la domeniul trecutului, că vorbești despre Dumnezeu. Deci mi-ai vorbit Eu am la timpul fost. trecut. Ai fost. Am fost credincios, Da. tocmai de-aia am permit să am discuții de genul ăsta, da? Pentru Așa. că am fost credincios, amul sunt ateu. Alții sau adică cum să zic eu, pur și simplu au fost atei că s-au născut în familii de atei, da? De ce ei n-au aceeași experiență, eu le am pe amândouă și îmi permit să vorbesc despre asta, Și tu da? ce societate te reprezintă pe tine? Te întreb. Vezi? Asta încerc să încă o caut. Nu Păi știu. asta încerc eu să spun. Nu ne certăm, avem doar o discuție. Îți spun, ceea ce nu poți să dai în viața asta, nu poți să judeci. Înțelegi? Tu nu poți. Tu ai văzut că noi nu știm de unde venim. Și nu știm unde ne ducem. Nu există memorie. Nu știi de unde vii? De unde vii? Deci tu nu știi de unde vii? Păi tu de unde vii? Eu nu știu de unde vin. Ai avut memorie înainte să te naști? Eu știu destul de clar că am venit de la maică-mea și taică-mea, știi?
Păi nu este o, este o chestie, ascultă-mă, asta e o chestie, o realitate. Dar memoria, memoria, cum ai stat în burtă, cum te-ai creat, cum etapele alea, sau unde pleci, unde te duci, unde să sfârșește viața, unde te duci? Unde mă duc? Dar ce trebuie să mă duc undeva? Păi nu poți să mori și Dar de gata. ce trebuie? Dar de ce să nu pot? Că n-am Pentru că hai înțeles. să-ți explic, moartea nu există, moartea e o chestie asumată. Din punctul meu de vedere, e o chestie asumată moartea. Moartea nu există. Nu mori când mori. Mori când nu mai iubești, nu mai râzi, nu mai glumești, nu mai trăiești și te inhibi practic în tine. Atunci ești un mort viu care mergi pe Aia se stradă. numește fanatism, ce îmi zici tu Nu acolo. neapărat, e fanatism din punctul tău de vedere. Din punctul meu de vedere, sunt un mort viu. Vezi fiecare. Păi da, mă, e adevărul, ce dracu, spun adevărul. Băi, ești simpatic să mor eu. Sunt Chiar eu. ești simpatic. Păi nu, avem un schimb de Da. voluntar. Mai adun bani sus. Eu sunt un pic mai curios Nu, mă, așa. lasă-mi bală. Te rog. Ce? Cum? N-am înțeles ce. Nu, A, vorbeam cu cineva. vorbeai cu. Da. Da. Ok. Tu înțelegi faptul că tu încerci să vezi existența, cum să spun eu, adică din prisma anumitor dogme. Adică, bă, frate, uite, de exemplu, că totul trebuie să aibă un început, totul trebuie să se nască și să moară și după moarte, trala. Deci astea sunt niște chestii care, în primul rând, tu înțelegi că tu ai învățat chestiile astea de undeva. Bun. Da? Dă-mi voie să-ți explic acum ceea ce cred eu. Lasă-mă să Te termin. rog. Încă n-am terminat. Deci, tu ai învățat chestiile astea de undeva. Le-ai învățat de la mama, de la tata, de la bunicul, de la domn profesor de religie, de la, nu știu, mă rog. Am Ai înțeles. învățat de la în oameni. Tu ai pus botul la ceea ce te-au învățat oamenii ăștia, da? Ți-ai pus vreodată întrebarea că poate ce te-au învățat oamenii ăștia este Da, greșit? de multe ori. Bun. Vrei să spun Și concluzia la care am ajuns? uimește-mă. Concluzia la care am ajuns. Salut, Al Capone! De găină de pe la supletosul să-și ia să bea liniștit că a fumat, nu știu de ce. Te pup, Al Capone. Da, nu vreau să am o discuție cu el, chiar vreau să am o discuție cu el. Scuze că vorbesc cu chat-ul. Chiar vreau să am o discuție cu el, frățiorul meu, te rog. Chiar îmi face plăcere și uite că oarecum, chiar îmi trebuia modelul ăsta de 1000 să pot să socializez cu el. De ce? Suntem din lumi diferite, clar, avem cu totul alte priorități, alte viziuni, alte tot. Bun. Acum să pot să îți explic și ceea ce am înțeles eu. De multe ori m-am întrebat, da, dacă astea sunt scrise de oameni, dacă astea sunt spuse de oameni, dacă că tot oamenii le-au inventat, nu? Corect, Iisus Hristos a fost om, da? Corect. Acum te întreb eu pe tine. Simplu. Atât. Simplu. O luăm pe logică, că tu mergi foarte mult pe logică, la tine clar cea mai bună soluție e logica. Dumnezeu zice crede și nu cerceta. Tu ești pe logică. Clar ești pe logică, da? Bun. Te întreb eu pe tine acum, logic, nu altceva. Nu te întreb nici de una, nici de una. Logic. Logic. Dacă n-am crede în nimic, ce am face? În primul rând, nu există așa ceva să crezi în nimic. Asta e o prostie. Deci nu există om care să creadă în nimic. Sau să nu creadă în. Păi Deci nu nu, există. păi tu ești un om care zici că ești ateu și nu crezi în nimic. Asta nu înseamnă că nu cred în nimic. Păi de ce? Păi uite, un ateu odată a venit la porțile raiului, era un banc ăsta. Și a zis lui Sfântul Petru, spune-i lui Dumnezeu că stai aici. Și Dumnezeu i-a răspuns, spune că nu există. Păi dacă tu nu crezi într-o... N-ai înțeles. Am Deci, înțeles ce vrei să-mi spui. nu există om fără credință. Ateu, chiar și ca ateu, tot crezi în ceva. Ideea este că Te credințele pup, pe Al care Capone, le mulțumesc. avem noi, uite, de exemplu, eu ca ateu, eu ceea ce cred, poți să mă asculti Eu te sau? ascult, am atenție distributivă, Da. să știi. Să știi că am o atenție foarte bună. Nu, dacă ai de vorbit cu ceilalți, Nu, 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 vorbește cu nu, ceilalți vorbesc cu după aia. tine, te rog. Deci, eu
Da, cred în anumite chestii, cred în știință, cred în toate astea, dar și în știință. Băi, și acolo sunt sceptic în multe chestii. La mine este Pe o cum poți credință. să spui tu mie știința asta că ne-am format din Big Bang-ul și o explozie a universului și microbii, bacteriile și Păi, e o definiție de atenție, căcat? am zis că nu cred orice din Am știință. înțeles, am înțeles. Deci, sunt anumite chestii care mi se par destul de rezonabile, sunt altele care zic, bă, pula în știința voastră, mi se pare că vorbesc de ampulea oamenii ăștia. Sunt multe chestii, uite, Big Bang-ul, cum ai zis tu, eu nu sunt de acord cu Big Bang-ul. Mie mi se pare că universul este infinit, da? Da. Unul la mână, doi la mână, nu există început și nu există sfârșit. Deci, eu nu cred în ideea asta, că universul are un sfârșit sau că are un început. Asta, ok. Dar, gândește puțin, credințele astea, eu acum cred în asta. Dar s-ar putea ca peste, nu știu, peste 2 ani de zile să mă mai gândesc așa un pic și să nu mai cred în chestia asta. Adică eu pun sub semnul întrebării fiecare credință pe care o am. Da? Da, Și am înțeles exact ce vrei să-mi exprim. Problema este în felul următor, în ceea ce cred eu. Te rog frumos să-mi dai voie cum eu ți-am dat voie să vorbești, să-mi dai și mie voie, chiar dacă greșesc și vrei tu să mă rectifici. Înțelegi? Așa. așa. Că am văzut că ai chestia asta. La un moment dat, când vezi că o iau brăi la Galați, stânga-dreapta și deviez subiectul, mă oprești și nu-ți convine. Eu te-am lăsat în pace. De ce? Am ascultat, am comparat. Ai dreptul la o părere, am dreptul la o părere. Că de-aia suntem oameni. Ai înțeles? Să facem schimb de informații. Problema mea stă în felul următor. Și vreau să spun și la toată lumea. În general, eu asociez viața asta ca și cum, uite, eu te văd pe tine practic foarte, foarte tânăr pe pământ. De ce? Da. Eu am chestiile astea cu deja vu. Și de ce? Pentru că, practic, deja vu-urile astea, eu cred că sunt cu memorii dintr-o altă viață și, practic, dacă nu te multiplici ca și om, adică să faci un copil. Practic, când faci un copil, te teleportezi mai departe în univers. Investești o parte de tine în univers, ai înțeles? Și de fiecare dată, în fiecare viață care o trăiești, ai înțeles? Niciodată n-ai înțeles mesajul lui Dumnezeu și, practic, rămâi blocat pe acest pământ. Înțelegi? Mesajul lui este simplu pentru noi. Să dezvolți binele din tine și nu răul și să... Cea mai mare luptă este cu tine însuți. De ce? Incertitudinea ta și gândește capacitatea creativă a unui om nu poate să rupă barierele astea, să înțeleagă cine e el. El este infinit, alfa și omega, după cum se spune, da? Dacă începi să... Cu Dumnezeu nu poți să vorbești. Trebuie să exersezi în fiecare zi, înțelegi? Să exersezi în fiecare zi, exact ca un antrenament. Te duci la sală în fiecare zi, azi ridici 10 kg, mâine 15, 30, 70. Dacă tu în fiecare zi te rogi și prin rugăciunea ta, dar rugăciunea nu înseamnă să fii ipocrit și să te rogi, Doamne, dăm, Doamne, fă-mi, Doamne, nu exigi, nu. Rugăciunea să-ți fie, de exemplu, o rugăciune foarte scurtă a mea, să-i spun țigara jos, este așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mă dau în mâna ta, fă ce vrei cu mine. Cam asta este tot ce spun eu în fiecare zi. Și Deci, ți-am răspuns? poftim? Ți-am răspuns? Îmi răspunde de multe ori, știi cum? Te rog frumos să-mi dai voie să-ți explic cum mă răspunde. Prin conștiință. De ce? Eram acum foarte mulți ani. Nu este Ai do. foarte mare grijă. Vezi că folosești un cuvânt aici pe care eu îți garantez că tu habar n-ai să-l definești. Care? Conștiință. Fii atent, că ți-l explic acum. Conștiința unde e? Nu este dobitoc cel ce este dobitoc, este dobitoc cel ce e dobitoc și nu vede asta. De ce? Facem acum, formăm doi ca mine, da? Formăm doi ca mine. Te rog frumos să-mi dai voie să vorbesc. Formăm doi ca mine, da? Formăm doi Ferraro. Așa. Ferraro, nenorocitul ăsta e primul. Se duce afară Ferraro, e cu prietenii, vede un câine, îi fute un picior la câine, la puf, câine la... Ha, râde toți, mamă, ce, măi, ai ce a făcut Ferraro la câinele ăsta? Băi, la nenorocit, băi, ha, râdem toți. Ferraro se duce acasă, se spală, se bagă în pat, se pune lângă nevasta lui în pat. Ia uite-l. Se pune în pat și îl ia somn. Ăla e primul Ferraro, l-am asociat. Un nenorocit. De ce? Că așa e inima lui și așa e instinctul lui. Acum formăm Ferraro 2. Același Ferraro, aceiași prieteni,
Același câine îi dă un picior, râde, face Catrin. Băi, ce tare e ferarul ăsta. Totul de ochii lumii. Se duce acasă, să spală, să bagă în pat și a nevastă în brațe și zice: păi nevastă, tu știi ce am făcut? Ce? Am dat cu piciorul la un câine să-i fac pe dobitoci aia să râdă. Îmi pare rău. Vezi, acolo a lucrat Dumnezeu asupra ta, din punctul meu de vedere. Conștiința. Înțelegi? Lucrează oarecum pentru fiecare om. Păi da, dacă tu refuzi să crezi asta, eu n-am ești, cum. Ești leneș aici. Nu, înțelepciunea deci... nu poți să o bagi în cap cu forța. Că n-am cum să-ți bag eu sau să te crezi după criteriile mele. Stai un pic, că vezi. Deci, uite, vezi, tu folosești niște termeni aici. Eu n-am tu cum crezi, să... tu chiar crezi că ai definiția acestor termeni. Eu îți spun că nu ai. În primul rând, conștiința. Bă, frate, tu, uite, tu, din exemplu care mi l-ai dat acum, deci tu îmi povestești despre ceva... Ți-am dat un lucru elementar. Nu, eu, ți-am dat un exemplu. Nu neapărat s-a întâmplat așa sau există. Ți-am dat un exemplu. Din exemplu pe care mi l-ai dat, tu te-ai referit la umanitate, adică la ceea ce eu din psihologie aș putea numi empatie. Da? Ei, eu sunt acum, păi nu, stai un pic, contează chestia asta, pentru că vezi tu, multă lume vorbește, știi, folosesc cuvinte din astea foarte mari și wow, Dumnezeu, conștiință, tra-la-la. E ușor să folosești cuvintele astea, da? Ei, uite, tu mi-ai dat un exemplu acum de empatie. Eu acum sunt curios, bă, pentru tine... Dacă cineva vine și încearcă, uite, dacă tu ai fi, dacă ai fi un copil, da. Gândește-te copilul, dacă stăm să ne gândim un pic, mintea... Îl îndoctrinez eu oarecum printr-o oarecare măsură. Înțeleg ce vrei să spui cu niște chestii care le știu de mai departe. Deci, mintea unui copil este... Cum să spun, este mult mai pură, adică nu este mintea care nu a fost încă îndoctrinată, bă, că Dumnezeu, bă, că aia, că aia, nu știu ce. Nu, aia e mintea aia pură. Și atunci da? Te întreb eu pe tine, mintea aia pură, copilul ăla de ce are somnul așa de liniștit și tu nu-l ai ca om mare? Pentru că eu am avut de suferit, am fost îndoctrinat. Nu, are grijă cineva de el, pentru că până la un moment dat, ascultă-mă, ești vegheat de niște... De niște... Vezi, refuz să crezi asta și nu sunt pe linia ta. Și nu, dar nu mai lăsat să duc ideea până la capăt. Ideea și... asta a ta va fi infinită. Dacă tu n-ai nicio ezitare, măcar, eu nu te pun să crezi ceva, că nu pot să-ți impun să crezi ceva. Dar dacă tu, din moment ce tu mi-exprimi mie niște lucruri, clar tu nu vrei să... Nici ca exprimare nu mă lași să mă dezvolt. Ce mă, nu te-am ascultat până acum sau nu înțeleg? M-ai ascultat, ce? Dar teoria ta a fost mult mai... Băi, tu vrei să facem acum întrecere care a vorbit mai mult dintre noi doi sau ce? Nu. Păi chiar nu. Ce nu-mi povestești aici? Tu ai vorbit... Sunt niște lucruri elementare pe care tu nu crezi în ele și eu cred în ele și nu ne putem schimba. Suntem două... Dar de unde știi, bă, că nu ne putem schimba? Păi ne putem schimba, dar eu refuz să iau latura asta ta, tu refuz să iei latura asta mea, e clar ideea de față. Eu latura ta, ți-am zis, am fost acolo, da? Da. Tu latura mea, ok, n-ai fost acolo. Nu am fost. Dar așa că ideea, eu îmi permit să-ți povestesc despre latura mea. Tu, latura ta o știu deja. Deci... Lasă-mă să dacă tot facem căcatul ăsta că suntem live acum, eu nici nu știu unde dracu mă aflu acum, unde, cine mă vede? Te văd 1276 de persoane pe canalul meu de YouTube, Ferraru. Dacă nu îți face plăcere, dacă nu îți face plăcere sau dacă ai vreo chestie să-mi dai un report, îmi poți spune și te pot elimina. Nu, doar că este frumos să zici de dinainte, băi, vezi că te afli pe... Ți-am spus, dacă nu ai fost atent, eu ți-am spus, deci dacă clar nu ai fost atent la ce ți-am spus prima oară. Mă, tu vezi borcanul ăsta? Îl văd. Deci tu vorbești acum cu un alcoolic, cu un cretin și cu un idiot, da? Deci trebuie să fii un pic mai grijuliu la chestia asta, da? Nu neapărat, că văd că ești lucid. Nu sunt lucid, încerc să
Încerc să mă îmbăt cât mai mult, nu prea mi iese încă, dar mă chinui. Deci, încă o dată, nici nu mai știu ce pușca mea vorbeam, că am uitat ce vorbeam. Băga-mea și picior, uite, vezi, m-ai enervat aici. Băga-mea și... Doamne, doamne. Of. Ce vorbeam, mă, zi-mi ce vorbeam, că nu mai Vorbeam știu. despre Dumnezeu și despre... Da, eu explicam ceva specific acolo și nu mai știu ce încercam să Nu știu, explic. că ai avut mai multe baze. Baze, aoleu. Da. Dar mai avut mai multe baze, ce vrei să zic? Încerc să-mi beau berica și... De Apropo, sală. pentru cei 1000... Câți, mă? 1200? 1300 sunt acum, 1300. 1300. Bă, gagiilor, ulame, deci, vă iubesc pe toți, nu prea înțeleg de ce dracu vă uitați la chestiile astea, dar, mă rog. Lumea se uită. Da, există De internet. când, de când practici meseria asta? Băi, sincer, de o lună de zile, dar am fost de cât de 2 ori live. Nu prea mă simt comod în fața camerei. Ți-am zis, provin de pe stradă, am un cu totul altfel de limbaj, în jur, fac, dreg, sunt un nenorocit. Eu mă chinui acum, practic, să vorbesc cu tine, să am un dialog cu tine. Nu mă convingi. Păi și... Păi nu mă convingi că, cum adică de două, trei ori? Ce e asta? Cum adică? Pe de 2-3 ori am intrat live, adică de 2 ori sau de 3 ori am Ah, intrat deci live. eu sunt aici în premieră, să înțeleg. Nu, nu ești în premieră. Premiera era că era prima oară. Nu, aia a doua oară sau a treia oară când fac un live din asta. Și ce zic? Și încerc, găsesc oameni, avem discuții online, schimb de păreri și ce zic? Fiecare cu pizda măsii, cum s-ar zice. Da, cum ai făcut, cum ai făcut audiența așa mare? 1000 și ceva de oameni, totuși asta e ceva Am avut vreo audiență. 10.000 pe live. Adică, na. Cum? Băi, am un anumit mod de a mă exprima, foarte vulgar. Oamenii cum le plac challenge-urile în ziua de astăzi și răspunsurile astea cu pe Caterinca și prompte și ce zic, m-au plăcut și cam asta este chestia. Provin de pe stradă, sunt un vagabond și cam asta e. Mai mult n-am ce să zic. Ești vagabond? Foarte vagabond. Bine, mă. Deci, hai că, bine, mă. Nu, acum vreau să fac eu interviu. Te Te iau eu la rog, te întrebări. rog, te rog. Chiar sunt, ce zic? Explică-mi vagabondeala asta ta. Cum, ce înseamnă? Cum se manifestă? În tinerețile mele, vorbesc de acum 20 de ani, ca să nu mă asculte poliția, am furat la sacoșă, am dat la rest, am bătut lume, am tăiat lume, am băgat la plată lume, am dat peste oameni și am făcut numai rele. Înțeles. Și asta a fost foarte creștinește, nu? Din Nu a partea fost ta. creștinește, dar la un moment dat mi-am dat seama că toate astea, lucrurile care le-am ales din cauza sărăcia. A fost prima mea bază. Ah, sărăcie. Ok. Da. Dar nu sunt Și mândru de lucrurile care le-am făcut și tocmai asta încerc să schimb ceva. cum vrei să schimbi? Cum vrei Nu să... știu, practic prin tot ce am învățat în viața asta și tot amalgamul ăsta de ură și venin care l-am acaparat, vreau să încerc să le explic că nu te face decât mai competitiv cu alte scursuri. Adică dacă alegi genul ăsta de viață și vreau să fac oarecum ce știu și eu mai bine. Nu trebuie să iasă ceva. Ok, și ce știi mai bine să faci? Știu foarte multe lucruri să fac care nu pot fi difuzate aici. Infracțiuni. Ei, nu știu, e problema ta Tu acum, ce știi dacă ce nu mai bine? vrei Stai un pic că să mai luat explici. la câteva întrebări. Și eu am văzut. Tu ce știi mai bine să faci? Știu să fac și eu niște site-uri, pula mea, mai... Programez și eu pe acolo niște algoritmi, niște travă, știi? Bun, vezi? Vezi? Bun. Societatea are nevoie de tine. De mine nu.
Cum adică nu are nevoie de tine? De ce? De pentru ce că, spui asta? pentru că n-are nevoie de mine societatea, clar. Eu sunt o viziune a societății, o scursură. Păi stai un pic, deci tu ai acum 1000 și ceva de oameni care se uită la, la discuția asta, da? Da, se uită. Sunt oameni care provin... Păi și cum, cum poți să spui că n-are nevoie? Adică stai un pic, oamenii ăștia se simt bine, se simt presupun, bine, da? Se simt bine, se simt păi bine. Bun. Problema este în felul următor și stă în felul următor problema. Publicul ăsta al meu care mă iubește sunt exact latura aia renegată de către oameni cu, care au trecut în viață cu greutăți, care înțeleg anumite lucruri. Înțelegi? Nu calculatoriștii, stăm și programăm și... Înțelegi? Bă, tu chiar, chiar așa trecut, chiar așa trecut în viață vă considerați? Adică ce, că ați făcut prostii și toate cele, gata, asta vă face cumva, experimentați nu așa bine în viața foamea, asta? Frigul și astea au îngenuchiat. Foamea, frigul și toate astea, ce pula mea te face pe tine să crezi că tu ești din aia mai special așa? Uite-te la fața mea un pic, tu crezi că eu n-am suferit în pula mea sau ce crezi? Că ești singurul care a suferit pe planeta asta. Te pup, John HD. Fratelor, nu zic asta, nu. Ai înțeles? Deja mă cerți și nu-mi place. Da, te cert pentru că... Păi, bă, nu, frate, trebuie să gândești un pic aici, e important. Gândește că, uite, proști ca mine, programatori din ăștia ca dar mine, nu ești deștepți prost în viziunea și mea, toate nu ești cele... Prost. Lasă-mă în pula mea, că eu sunt mai prost ca tine, stai tu liniștit. Ideea e alta. Eu în prostia mea, bă, am trecut și eu, am suferit. Pentru că până la urmă suferința este ceea ce spune despre om că, bă, uite, ăsta a trecut în viață, că a suferit, da? Da. Ei, gândește-te că și eu am suferit și mulți alții am suferit, da? Am înțeles. Bun. Ok, am tăcut din gură. Așa, ți-am dat dreptate. Nu e vorba de cu toții, într-o oarecare măsură, suferim. Sau avem un trecut, sau ne definește ceva din spate. Da, avem un trecut, nu poți să fii așa, te naști direct la 4. Știi, e o vorbă, dacă știi cine a spus asta, e cel mai tare. Tată, când m-am născut aveam 14 ani, era totul în ceață, știi? Vezi? Este o chestie, o să-ți explic altă dată, nu acum. E o chestie foarte deșteaptă asta, știi? Problema stă în felul următor. Nu neapărat mă vait sau mă pun într-o poziție anume, că am durat foamea, frigul și etă, că cu toții suferim. Problema este cum știm să ne motivăm și să ne punem în valoare aici și să transformăm lucrurile astea ca să iau o altă formă. Înțelegi? Să nu se mai greșească sau, din schimb, ăsta de păreri, alți oameni să aibă de învățat niște lucruri. Știi ce zic? Îți mulțumim, Bogdan Vaticanu, pentru cei 5 lire, pentru cele 5 lire de la regină. S-a primit 5 lire de la regină, lua aia și coroana în... Am pus... Bă, mă bucur că îți fac profit acolo. E frumos. Fac din toate pozițiile. Oricum îți mulțumesc frumos că te-am cunoscut. Mădălin este numele meu, Ferraru, pseudonimul care mă și reprezintă numele de familie. Te salut, mă bucur că am avut discuția asta și ce să zic? See you pe partea ailaltă, să vedem care are dreptate. Nu știu, eu abia aștept. Cu toți așteptăm, îți dai seama. Toată lumea așteaptă chestia aia. Te salut și numai bine, seara frumoasă. Ciao. Salut. Ciao, numai bine.